Salutare! Eu sunt Caradja, iar acesta este tutorialul de vioară pentru începători și copii cu numărul 8. Iată, asta este piesa noastră de astăzi. Da, sunt sigur că fiecare din noi are foarte multe ceasuri pe acasă, dar să știți că piesa ceasornicului este una și este deosebită. După câte informații ne dă internetul, piesa a fost compusă de către Grigore Ajdinicu, dar să știți că în acest tutorial eu m-am condus după versiunea lui Tudor Pană, pentru că personal îmi place mai mult, mai ales pentru că are la partea a doua Rebecar la început. Da, și eu încerc să mă țin tot timpul de varianta originală a piesei, dar să știți că uneori este bine să încerci diferite variante ca să vezi poate e ceva care îți place mai mult. Și sigur că sper să vă placă și vouă această variantă. Tonalitatea piesei este la major și noi deja avem experiență cu această gamă, pentru că am avut-o și la piesa de la tutorialul trecut, Sârba de la Izvoară, și am avut-o și la piesa de la primul tutorial, Tezaur Folcloric. Acum că v-am dat câteva detalii despre piesă, vreau să vă arăt structura tutorialului. Iată aici, vedeți marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din acest tutorial. Totodată vreau să menționez și abonații de luna trecută de pe Patreon, iată-i vedeți aici, și vreau să spun că am un mare respect pentru ei, din cauza că ei investesc în dezvoltarea lor pe plan violonistic și pe plan muzical la general, prin abonamentul lor pe Patreon. Dacă nu ați știut ce este platforma Patreon, să știți că acolo vă puteți abona ca să vedeți toate tutorialele acestea complete, deci în forma lor completă. Puteți să vedeți partiturile, negativele în două viteze, rubricile știați-că care sunt educative și desigur că rubrica Hai să exersăm, care apare vinerea și este o sesiune completă de exersare la vioară. Și vreau să știți că abonamentele de pe Patreon sunt foarte accesibile și oferă mult mai mult decât cer. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo sunt foarte activ și postez practic în fiecare zi momentele din spatele creierii acestor tutoriale și acestor materiale educative și desigur că tot acolo puteți vedea diferite momente din viața mea profesională și personală. Astea fiind spuse, hai să mergem acum să vă cânt piesa și să nu uitați să dați click pe abonare la acest canal de YouTube. Am plecat! Și după aia merge pizzicato la mâna stângă, da? Că e level 2, mi cu dești 3, apoi dești 4 tragem și dești 1 pe la, și dești 1 îl tragem de pe la. Ok.